În această mini-vacanță, ce va începe de mâine și se va finaliza luni, spitalele din județ și farmaciile vor avea un program special. Spitalul județean, cea mai mare unitate spitalicească din județ, va funcționa în regim de gardă miercuri și joi, urmând ca vineri să aibă program normal. Programul de lucru al spitalelor este organizat cu activitatea normală în ziua de 2 decembrie 2016 pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău și Spitalul Orășenesc Jibou și în regim de gardă în restul zilelor. În Spitalul Orășenesc Dr. Profesor Ioan Pușca și Mneu Silvanie și Spitalul de Boli Cronice Crasna, programul este în regim de gardă. Serviciile de gardă sunt organizate după cum urmează. Spitalul Județean de Urgență Zalău, 17 linii de gardă, care includ radiologie și laborator, 2 linii de gardă de urgență la UPU, Spitalul Orășenesc Dr. Profesor Ioan Pușca și Mneu Silvaniei, 3 linii de gardă, o specialitate medicală, o specialitate chirurgie, o specialitate pediatrie, Spitalul Orășenesc Jibou, o linie de gardă, specialitate medicală, Spitalul de Boli Cronice Crasna, o linie de gardă, specialitate medicală. Ambulatoriile de specialitate vor avea program normal de lucru în ziua de 2 decembrie 2016 la Spitalul Județean de Urgență Zalău și la Spitalul Orășenesc Jibou. Programul de activitate al medicilor de familie este afișat la fiecare cabinet. În ziua de 2 decembrie este program normal de lucru. Continuitatea asistenței medicale primare se va asigura prin cele 4 centre de permanență, Zalău, Crasna, Hidea, Cehu Silvaniei. La nivel județean, în cele 2 zile vor funcționa 11 farmacii, din care una cu program permanent. Asistența de urgență stomatologică se va asigura prin 3 cabinete din județ.